Mi-a atras atenția un pasaj din Sfânta Carte a lui Dumnezeu care vorbește despre capacitatea noastră de a ne schimba brusc atitudinea, gândirea și felul de a fi în cel mai contrastant mod. În muzică, schimbarea aceasta se numește subito. Adică subito piano, din forte treci în piano și din piano în forte, treci brusc, așa. Registrul ăsta îl trăim și la nivel spiritual. Odată zici una și automat, la câteva momente, poate la câteva secunde, te schimbi și ești cu totul și cu tot altă persoană. Parcă te dedublezi cumva, ești într-o altă sferă, ești cu totul și cu totul altcineva. Am găsit surprins foarte bine în cartea lui Ieremia aspectul acesta și capacitatea oamenilor și a noastră, de ce nu, de a trece de la îngerași la demoni. De la oamenii care vor să audă voia lui Dumnezeu, să slujească, să fie sfinți, să urmeze ceea ce spune Dumnezeu, până la o împotrivire totală față de ceea ce a spus Dumnezeu. Și culmea, inițiativele acestea sunt tot ale omului. Prima dată omul vine să afle voia lui Dumnezeu și după aceea se duce și face exact pe dos. În Ieremia, capitolul 42, căpeteniile lui Israel vin la Ieremia și cer un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și fiți atenți ce îi spun ei. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău, versetul 3, să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Prorocul Ieremia le-a zis, am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul. Și fiți atenți răspunsul lor. Atunci ei au zis lui Ieremia, Domnul să fie martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui. Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului. E cât se poate de clar, mai clar de atâta, ai zice, domnule, angajament mai bun și mai hotărât ca ăsta nu există. Cel puțin dacă nu suferi la etajele superioare, nu? Adică odată spui una și ești hotărât să asculți ce spune Dumnezeu, fie bine, fie rău, chiar tu dai detaliile, și aștepți să-ți vorbească Dumnezeu. Și spune cartea lui Ieremia că după 10 zile cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit. Acum, contextul general, povestesc, cei care doriți să citiți capitolul acasă, capitolul 42, puteți să vedeți exact ce spune, dar în mare era vorba dacă se suie sau nu în Egipt ca să scape de babilonieni sau să se supună robiei babilonienilor. Astea erau discuțiile de la împărat până la cel mai de jos om din popor. Și Dumnezeu le-a spus, duceți-vă în Babilon, pentru că așa am hotărât, în robia aceasta vă voi crește, veți sădi case, veți sădi vii, veți zidi case, vă veți dezvolta, vă voi păstra viața și mergeți în Babilon. Nu vă stresați să mergeți în Egipt, pentru că veți pieri acolo. Și ăsta a fost cuvântul din partea lui Dumnezeu. Nu mergeți în Egipt, pentru că de acolo v-am scos. După ce le-a spus cuvântul din partea lui Dumnezeu, spune capitolul 43, începând la versetul 1, așa. Și acum vedeți schimbarea asta bruscă. Da, vom face tot ce zice Dumnezeu, fie bine, fie rău. Și acum, după ce au aflat voia lui Dumnezeu, să vedem ce au zis. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care îl însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună, Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah și așa mai departe, au zis lui Ieremia, minți! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă întoarceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruc, fiul lui Neria,
te atâță împotriva noastră ca să ne dai pe mâinile haldeilor să ne omoare sau să ne ducă rob la Babilon. Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oștilor și tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului care le poruncea să rămână în țara lui Iuda. Nu mai pricepesc ceva, eu nu mai pricep nimic. Și când ne uităm la ei, zicem, ai, ok, îți dai seama, bă, dar cât de răi puteau să fie ăștia. Dar de cele mai multe ori ăștia suntem noi. Că e foarte simplu să iei piatra, să dai, să faci nu știu ce, dar de cele mai multe ori ăștia suntem noi. Vrem voia lui Dumnezeu, ritualul, să ne apropiem, să ne sfințim, să facem, să dregem, să schimbăm, facem revoluții în viața noastră. Și pasul 2, ne transformăm în împotrivitori de primă clasă. Un alt tablou care merge tot pe aceleași culori, dar care descrie mai mult până unde poate să meargă această perfidie a noastră, este în capitolul 8 din Evanghelia după Ioan, unde, bine, discuția începe din capitolul 7, când Iisus se suie la praznicul Paștelor și iudeii tot îl căutau să-l omoare. Și în capitolul 8 se gândesc ei cum să îl înhațe cumva pe Iisus Hristos să-l prindă ca să-l acuze. Și a zis, bun, las că îi dăm un studiu de caz. Îi aducem un caz imposibil și, apropo, personalitățile fariseice, și atunci când suntem în zona fariseică, suntem maestri la a crea probleme, ipoteze și tot felul de scenarii imposibile, ca să întindem curse, să întindem capcane. Și așa au făcut. Cu femeia prinsă în adulter. O aduc acolo, caz, frumos. Uite, ce zici? Și oricum o dădea, nu ieșa bine. Că așa sunt construite. Sunt construite sucit. Și Iisus intră în dialog cu ei după ce o iartă pe femeia aceasta, o trimite de acolo și rămân experții în teologie, dornici să bată câmpii cu grație și să despice firul în patru. Și încep discuțiile cu Iisus, cu nu știu ce, de unde vii, cine ești. Dar nu că doreau ei să afle cine este, ci doreau să-l prindă cu vorba. Și după ce au discutat, unii dintre ei au crezut și alții au rămas la fel. Și în cele din urmă, când nu s-a mai putut, au început să se îndreptățească, să spună, a, păi noi suntem fiii lui Avram. Noi, uite, avem un pedigree impecabil, nu suntem născuți din curvie ca tine. Asta era insinuarea, nu? Avram, știm de unde este, de tine nu știm. Ea e așa o origine cam dubioasă. Noi nu suntem născuți din curvie, noi suntem fiii lui Avram. Și în momentul în care Iisus a auzit aceste acuzații, versetul 42 și în continuare spune așa. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul. Poate că vă așteptați ca oamenii care au de tată pe diavol să facă spume la gură, să fie așa grosolani, grobieni, așa grobiani, nu, cu un comportament din ăsta foarte, foarte sinistru și... Nu! Foarte elevați, foarte știutori de Scriptură, foarte combatanți, foarte apărători ai neprihănirii și ai lui Dumnezeu. Să știți că nu există nimic mai rău decât răutatea îmbrăcată în sfințenie și în bunătate. Asta e cea mai periculoasă. Că dacă omul scoate directa de dreapta sau de stânga și îți dă una în barbă, știi, bă, ăsta știu ce să mă aștept. Dacă sărățuiește la tine și strigă la tine, știi, bă, are ceva cu mine. Dar în momentul când te ia cu pacea Domnului, cu glasul ăsta eterian, așa, cu versete din Scriptură, cu aluzii, cu insinuări, cu chestii din astea, cu note de subtitlu, cu parabole, cu pilde, nu mai știi. Și asta făceau și cu Iisus Hristos. O bunătate din asta, o răutate mascată în bunătate. Și asta este demonică. Este demonică. Așa a venit și diavolul la Iisus Hristos. O, ești flămând. Dacă
ai fi Fiul lui Dumnezeu, dacă ești, poruncește să se facă pâinile astea, să se facă pietrele pâini. Nu credeți că a venit să strige la Mântuitor acolo, să urle? Nu, foarte suav, așa, pe un ton, poate avea și câțiva demonași din ăștia să-i facă un fond muzical, ca să fie ispita cât mai apetisantă. Uite, dacă vrei să scapi de toată suferința, fă o plecăciune și îți dau toate împărățiile lumii astea. Înțelegeți? Diavolul este prea deștept ca să folosească metode din astea grotești de a ne păcăli pe noi și pe alții. Și de aceea îmbracă totul într-o zonă din asta așa foarte frumoasă, foarte plăcută, dar în același timp tonul demonic este acolo. Acuzator, insinuator, de a ispiti, de a pierde, de a face rău, de a submina. Și Iisus știa foarte bine acest glas și acest ton care vine din altă lume. Și le-a spus o răspicat: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Sunt niște cuvinte foarte directe și foarte tăioase și stau să mă întreb și să ne întrebăm fiecare dintre noi, oare noi suntem din Dumnezeu sau suntem din diavol? Că aici nu merge. Hristos este fără echivoc în exprimare. Ori ai de tată pe Dumnezeu, ori pe diavolul. Nu vorbim de creație, știți, noi știm să o scăldăm imediat. O, suntem răscumpărați. Da, suntem răscumpărați. Avem șansa mântuirii. Suntem chemați de Iisus Hristos la mântuire. Dar din punct de vedere al alegerii, ești ori al lui Dumnezeu, ori fiul diavolului. În cheia asta discută Hristos. Și întrebarea pentru fiecare dintre noi este: ai cui fii suntem? Suntem îngeri sau demoni? Mai sunt imagini și cu uciderea lui Ștefan și altele. Puteți să găsiți, să întregiți tabloul acesta. Oameni ultra-religioși l-au omorât cu pietre pe Hristos. Oameni ultra-religioși l-au pironit pe cruce pe Hristos. Și întrebarea este: cum? Să vrei să faci voia lui Dumnezeu, declari lucrul ăsta și când trebuie să faci voia lui Dumnezeu, te transformi în cu totul și cu totul altceva. N-aș vrea să lungesc prea mult cuvântarea dimineața aceasta. Într-o dimineață am auzit la radio recitată o poezie scrisă de un poet basarabean, Ion Druță îl cheamă. Și puteți găsi poezia în întregime, dacă o căutați pe internet, se numește Rugă albă. Și în ruga aceasta surprinde atât de bine câteva din aspectele pe care le-am subliniat și multe altele. Și aș vrea să ascultăm ruga aceasta. Ca o mică paranteză, omul acesta, Ion Druță, a fost un luptător pentru păstrarea limbii române în vremurile în care comuniștii și rușii interziseseră limba română în zona Basarabiei și în zona Moldovei. Și a luptat pentru limba română, a luptat pentru promovarea valorilor românești și în același timp a luptat împotriva dezbinării care venea din sânul lor. Și nu, băi, noi luptăm cu ăștia să, că ne iau limba, ne iau nu știu ce, dar noi ne măcelărim între noi, ne urâm între noi, avem probleme unii cu alții, suntem puțini și răi. Și în contextul acesta scrie poezia aceasta, eu cred că este inspirată de Dumnezeu, fără dor și poate, și aș vrea să îi rog pe băieții de la tehnic să ne pună și un fond muzical, dacă se poate, pentru ca să meargă direct la suflet poezia aceasta. Rugă albă, scrisă de Ion Druță.
Curăță-ne, Doamne, casa și masa, și duhul și trupul de toate rătăcirile, de toate păcătuirile, de toate nelegirile, așa încât să nu ne rămână decât o singură grijă, un singur drum, o singură dragoste și o pâine rotundă pe masă. Izbăvește-ne, Doamne, de străvechiul nostru blestem, de a porni peste tot și a nu ajunge nicăieri, de a încărca mai mult decât putem duce, de a le începe pe toate și a nu duce nimic până la capăt. Scoală-ne, Doamne, în zori și trimite-ne la muncă, la munca cea care nu atât pentru tine, cât pentru aproapele tău, nu atât pentru trup, cât pentru suflet. Dăruiește-ne o zi bună cu spor și hărnicie, așa încât spre seară, întorși acasă, împăcați cu sine și cu lumea din jur, să cinăm cu ceea ce ni s-a dat, pâine și apă, atât de la Domnul. Curăță-ne, Doamne, cugetul de pustietate, de întunecime, de răutate. Curăță-ne auzul de înjurături, de scrâșnete, de blesteme. Curăță-ne vederile de urâțenii, de sălbăticii, de josnicii. Dăruiește-ne, Doamne, măcar o oră de liniște curată, neprihănită, o oră de tăcere, de resemnare, de contemplare, de acioare, așa ca să putem sta la sfat cu sufletul, cu conștiința, cu inima. Apoi, sfătuindu-ne, tot rătăcind prin vremuri, prin destine, de la una la alta, vom simți cum se prelinge de sus, pe sus de tot, pe sub ceruri, veșnicia. Luminează-ne, Doamne, cel puțin arare ori, cu gânduri bune, înțelepciune, roditoare, căci trecându-ne veacul cu apucături de cele care, de eu ție, tu mie, ori el pe tine, ori tu pe el, jos cu cela, sus cu ista, și tot așa, din an în an, din tată în fiu, din generație în generație, am distrus tot ce ni s-a nimerit la îndemână, pământurile, satele, vetrele, limba și însuși felul nostru de a fi. Am decăzut, Doamne, tot numărându-ne zilele, de la o datorie la o altă datorie, de la o supărare la o altă supărare, de la o speranță la o altă speranță, de o alegere, de la o alegere la altă alegere, de la o dezamăgire la altă dezamăgire. Am sălbăticit, Doamne, tot înlocuind iubirea cu patul, convingerile cu șiretenia, demnitatea cu rațiuni politice, fața cu averea, slujirea cu trădarea. Dăruiește-ne, Doamne, acea bunăvoință fără margini cu care te vom privi, cu care vom privi lumea, pentru că atunci lumina cerească va prinde rădăcini, va da roade, așa ca să putem spune în ceasul de pe urmă că am trăit și noi pe lumea asta și Dumnezeu a fost cu noi. Amin. Amin.